Adorm, oare gândinse în brațele vântului și nu coboară decât o singură dată, când le vine ceasul morții. Aș vrea să fiu astfel de pasăre. Există o mulțime de oameni care ar dori să fie ca aceste păsări și să nu-i atingă stricăciunea niciodată. Dumnezeu a creat o ființă perfectă. Mai întâi, pictezi o colibie cu ușița larg deschisă. Apoi pictezi ceva cât mai drăguț și mai simplu. Ceva frumos, ceva util pentru pasăre. Pe urmă, pui tabloul într-un copac. Sculptorul Liviu Adrian Sandu a expus diferite portrete realizate într-o manieră realistă, urmând curente moderniste. Operele au atras atenția deopotrivă prin simplitate și atenția la detalii. Am pregătit pentru dumneavoastră și pentru cei care din Brăila n-au reușit să ajungă astăzi. Două zile de vineri sunt anunțate și pe afișul nostru. Data de 12, respectiv 19. O întâlnire cu noi. Despre noi, în prima zi de vineri, din săptămâna care urmează. Și următoarea zi de vineri, următoarea săptămână, o să facem o proiecție a unui film unde vom vedea dacă, într-adevăr, frumusețea mai contează în artă. Și vom vorbi despre asta. Vă invităm pe toți, pe artiștii brăileni, pe cetățeni, vă invităm la acest dialog. Vă așteptăm. Dorim să aflăm de la dumneavoastră ce vreți de la noi, de la artă în general, de la artist. Pictorul Gheorghe Miron a prezentat în special siluete feminine în diferite ipostaze. Modelul principal sugerează o Eva frumoasă și inocentă, dar care cade în păcat, iar mărul purtător de ispită devine un leitmotiv. În fundul sufletului lor, în minte, să socotească câte frută e acumulată în aceste lucrări, cam câte ore artiștii stau în fața șevaletului, refuzându-și foarte multe lucruri lumești. De ce? Tocmai pentru a demonstra atât cât le este lor în putință, ce știu, ce pot și cât pot să fac. Cei prezenți la expoziție au fost încântați să vadă că în orașele de la Dunăre arta încă este prețuită, iar artiștii, în ciuda greutăților cu care se confruntă cultura zilelor noastre, nu au încetat să creeze. Există pe lume o pasăre care nu are picioare și de aceea nu se poate așeza nicăieri, ci trebuie să dea din aripi mereu, toată viața, acolo sus, în aer, acesta e un lucru stabilit. Eu am văzut odată o astfel de pasăre. Murise și căzuse la pământ. Era de un albastru deschis ca senin.